Recomandarea lui Sergiu Beznitski, prezentatorul deșteptării, în această săptămână echipa Asfalt de Moldova a călcat iarăși pe meleagurile sorocene. Satul Nimereuca se află la 170 de kilometri de Chișinău. Această distanță însă nu ne-a speriat deloc. La câte ne povestise Sergiu despre Nimereuca, eram gata să o găsim chiar dacă trebuia să o căutăm undeva la capătul pământului. Nimereuca este satul în care Sergiu și-a petrecut o bună parte din copilărie. Pentru mine Nimereuca este un loc foarte sentimental în istoria vieții mele, pentru că mama mea este născută aici, bunei mei sunt născuți aici, străbunei mei sunt născuți aici, răstrăbunei mei nu mai știu, dar cred că tot aici sunt născuți, oricum chiar dacă sunt veniți. Au fost oameni foarte, foarte respectați în sat. Aproape jumătate din sat îmi sunt rude într-un fel sau altul, într-a doua, într-a treia spiță, nu știu. Dar locul ăsta îmi stă adânc înfipt în inimă și de fiecare dată când vin aici, chiar și acum când am venit împreună, inima se zbate mult mai tare decât oriunde în altă parte în Republica Moldova. Lucru pe care l-am făcut, am mers la casa bunicilor săi. Adică sunetul este așa necunoscut. Autorul deșteptării n-a fost deloc un copil cu minte. Acesta își amintește cu zâmbetul pe buze despre poznele pe care le făcea când era mic. Ceea ce îmi plăcea la Nimereuca să fac este din ștachetele de la gard, îmi plăcea să fac săbii. Foarte mult îmi plăcea să fac săbii, sulițe, le meștream cu cuțitul, eu le luam pe alea defecte, pe alea bolnave. Eu eram cu titlul de doctorul Aumădoare și le luam și le cuiam gardul. Chiar dacă a trecut mult timp de atunci, Sergiu n-a uitat cât de gustos îi gătea bunica. Ce pregătea mămunia, adică bunica, între paranteze, așa ca să vă dați seama, dar pentru mine ai mămunia, erau plăcintele care se chemau ghitmani și plăcinte groase cu felii de cartofi tăiate, nu cartofi pisat, și borșul roșu din sfeclă. Era absolut senzațional ce făcea mămunia și în plus năutul cu carne, asta era delicios, mai mult decât delicios, colțunași, dar tot ce, pe ce punea, pentru că era binecuvântată de Dumnezeu, era o femeie extraordinară. Mulțumesc mult! Cu plăcinte de-al mămuniei. Nimereuca pe timpuri era unul dintre cele mai dezvoltate sate din Republica Moldova. Satul situat în partea din nord-est a Moldovei, un sat pitoresc, deci dumneavoastră o să-l vizionați și invit pe toți acei care iubesc călătoriile și frumusețea care deja n-au văzut, fiindcă noi suntem obișnuiți de frumusețea care o vedem zilnic și parcă poate nu o observăm. Se spune că cândva, pe timpuri, păstorii de oi cu turmele care pășteau pe ținuturile noastre, deci au văzut ținuturile și respectiv au spus că au nimerit. Deci de acolo poate să provină. Nimereuca provine de la panul Nimirca, pe vremea domniei lui Alexandru cel Bun,
Și deci este din 1431, divizata 30 aprilie. Deci boierul Nimirca se spune că a fost un inginer a cneazului care a fost la Țaul. El a avut 4 fete. Una dintre fete deci, a căsătorit-o și se vede din pământul care aici au fost donate lui. Că noi am avut deja din spusele strămoșilor care le avem și noi. Deci a fost un conac aproape de biserică. Deci a doilea conac a fost aproape de izvorul care se numește Odaia. Denumirea din Imereuca, e clar că, deci după spusele și respectiv ce își convine după denumirea, deci panul Nimirca, boierul Nimirca, deci de ce își provine satul cu denumirea din Imereuca. Chiar la intrarea în sat se află vechiul stadion, sau mai bine zis, tot ce a mai rămas din acesta, cândva de importanță națională. Aici se jucau cele mai importante meciuri din divizia națională. Astăzi stadionul nu mai este același cum a fost pe timpuri, primind din ce în ce mai puțină atenție din partea sătenilor. Plin de locuri pitorești, care totodată țin vie istoria neamului nostru. Chiar pe malul Nistrului puteți admira Biserica Dormirii Maicii Domnului, o biserică ce datează de pe timpul lui Alexandru cel Bun. Nimeni însă nu știe în ce an a fost construită și cine a fost întemeietorul acesteia. Biserica a apărut deodată din lemn. La biserică erau 18 militari, dintre care erau și 2 parohi, care era, avea funcția dreptă o unitate militară, care era înlocuită ca și cetate și ca unde sluja preoții, fiindcă ea se află vis-a-vis de hotarele între Moldova și Ucraina. Deci dacă ne uităm în partea opusă,